Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să supună aprobării în ședința de joi un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Suceava profesorului universitar dr. Mihai Dimian, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. În referatul de aprobare, inițiat de primarul Ion Lungu și consilierii locali PMP Anca Gâtlan, se arată că profesorul universitar dr. Mihai Dimian, atât în activitatea științifică și profesională, cât și în activitatea socială și civică, s-a evidențiat prin merite deosebite în beneficiul cetățenilor din municipiul Suceava. În susținerea propunerii de acordare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Suceava, inițiatorii arată că Mihai Dimian, conferențiar universitar titular și coordonator de doctorat în inginerie electrică și electronică la Universitatea Harvard din Washington DC, Statele Unite ale Americii, a ales să revină în țară la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, unde activează în prezent ca profesor universitar și prorector cu activitate științifică. Mai mult este subliniată și implicarea voluntară în multiple acțiuni de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în municipiul Suceava. Astfel, este amintit că profesorul universitar dr. Mihai Dimian a inițiat și coordonat dezvoltarea primului laborator de diagnostic COVID-19 din județul Suceava, la Spitalul Județean Suceava, pe bazele linei semi-automate de testare realizată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și transferată temporar la spital. Tot el a inițiat și coordonat centrul de consiliere pentru cadrele medicale, ce a fost extins ulterior pentru consilierea psihologică, medicală și logistică a persoanelor afectate de COVID-19 din județul Suceava și a studenților universității. Dar acesta a inițiat și coordonat activități de sprijin acordat Direcției de Sănătate Publică Suceava în vederea digitalizării unor activități specifice a amenajării de spațiu suport în cadrul universității și a selecției voluntarelor. Totodată, Mihai Dimian a realizat un model adaptat pentru predicție a evoluției pandemiei în județul Suceava și a necesar de resurse sau a inițiat proiectul de secvențiere a genomului virusului SARS-CoV-2 și analize tulpinilor circulante în România.